Am început recoltatul la orz. Este a treia zi de lucru. Am terminat o parcelă de 191 de hectare cu o producție estimată la 5 tone și am început o altă parcelă, exact unde ne situăm acum, de 62 de hectare. Estimăm o producție mult mai bună. Ne-a surprins plăcut parcela care am început-o acum. Avem o producție bună, zic eu, pentru condițiile pe care le-am avut. Nu am avut precipitații la momentul potrivit, au survenit mult mai târziu. Probabil că ne-a ajutat un pic la MMB, dar nimic mai mult. Terenul face un pic diferența. Unde am terminat parcela de ieri, se situează jos, la poalele dealului, cum spunem noi, iar acesta este deasupra și mult mai bun teren. Avem 5 combine cu masa de 7,30, 7,30 metri, cu 2 remorci tehnologice și 4 remorci pentru transport, plus un camion. Merg continuu, descarcă din mers la remorcele tehnologice, după care remorca tehnologică vine la capătul parcelei și descarcă în remorca agricolă. Această parcelă de orz a avut ca premergătoare floarea soarelui. Noi fertilizăm după cultura de floarea soarelui, fertilizăm înainte de pregătit cu un 30 de unități de azot, suplimentăm un pic azotul după cultura de floarea soarelui, consumăm un pic mai mult, după care am pregătit cu un disc, iar în vegetație facem fertilizare cu azot lichid, UAN32, am venit cu 144 de litri pe hectar, după care cu 100 de kg de sulfat de amoniu și cu azotat de amoniu, după care am erbicidat în toamnă cu Biathlon. În primăvară am venit cu primul tratament cu Falcon Pro, cu o doză redusă de 0,35, iar al doilea tratament a fost Elatus Era, un 0,5. Făcând această trecere cu UAN32, avem un potențial de producție mai mare. După treierat o să pregătim sau eventual o să vedem condițiile meteo, o să venim cu o cultură de rapiță aici și există posibilitatea, noi avem o semănătoare care este dotată să semene direct în miriște și probabil că vom semăna direct. Sfârșitul august, septembrie, în funcție de condițiile meteo. Așteptăm ploi. Cum au și apărut, trebuie să demarăm lucrarea de semănat. Înainte de semănat, noi venim cu un erbicidat cu glifosat. Avem ca procent de acoperire a suprafețelor cu culturile de toamnă cam 55%. Grâu avem 955 de hectare, rapiță 365 și orz 255 de hectare. Restul de 45% îl ocupă soia, porumbul și floarea soarelui. Porumbul și soia le avem la irigat, sunt prevăzute la zone de irigat, iar floarea soarelui la neirigat. Din total rapiță de 365 am reușit să irigăm 250 de hectare și 380 de hectare de grâu.